ședinței de guvern, întrucât am fost cu domnul ministru Vela la Comisia Juridică a Senatului pentru a discuta ultimele detalii legate de proiectul de lege privind izolarea, carantinarea, tratarea pacienților și sunt convins că în cursul acestei seri va fi adoptată legea. Sper să nu mai apară pe ultima 100 de metri probleme. Ședința de astăzi este destinată adoptării actelor normative de implementare a programului economic Reclădim România. După cum bine știți, măsurile prevăzute în program, multe dintre ele trebuie adoptate sub formă de ordonanță de urgență, sub formă de hotărâri de guvern, memorandumuri și ne-am angajat ca toate actele normative să fie adoptate într-un decurs de 30 de zile. Pentru astăzi vreau să vă pun câteva măsuri din program pentru care trebuie să ne apropiem de finalizare. Ordonanța de urgență privind finanțarea construcțiilor distribuțiilor de gaze naturale, programul de înființare de distribuții de gaze naturale, de extinderea rețelelor, domnul ministru Boloș. Domnul prim-ministru, astăzi pe ordinea de zi, în primă lectură, vă propunem să fiți de acord cu dezbaterea proiectului de ordonanță de urgență, așa cum ne-ați trasat sarcină în ședința precedentă. Astăzi avem proiectul de ordonanță de urgență, urmând să vă prezentăm și calendarul propus pentru ceea ce înseamnă apelul de proiecte. Apelul de proiecte, când estimăm termenul limită de depunere al proiectelor și mai ales că trebuie pe o planificare foarte strânsă, pentru că trebuie să semnăm contractele până în 31 decembrie. Nu? Da. Este pe ordinea de zi și în regulă. Vă prezentăm proiectul în amănunt la... Mulțumesc. Avem programul de granturi de 1 miliard de euro, care va fi derulat prin Ministerul Economiei, domnul ministru Virgil Popescu. Da, domnule prim-ministru, îl voi cere pe lista suplimentară în prima lectură astăzi și îl va prezenta astăzi domnul ministru Boloș, pentru că este co-inițiat de către ambele ministere și săptămâna viitoare... Deci exact cum ne-am înțeles, exact 550 sigur. De milioane de euro granturi pentru investiții, între 50.000 și 200.000 de euro. Exact. 350 de milioane de euro granturi pentru repornirea activității, cultura, evenimente, edituri, librării, Horeca, transport rutier și 100 de milioane de euro microgranturi de 2.000 de euro. Da? Da, da, exact. Asta e structura, deci suntem pregătiți cu proiectul de act normativ. Vă readuc aminte că este necesar avizul Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social pentru actele normative cu caracter economic social. Domnul ministru Cățu, ordonanța de urgență privind leasingul de echipamente și utilaje pentru întreprinderi mici și mijlocii? Intră astăzi pe lista suplimentară, o voi cere. Gata de adoptare sau în prima lectură? Da, nu are gata de adoptare. Deci o adoptăm. Da. Schema de garantare a creditelor pentru investiții și capital de lucru pentru companiile mari. Aici avem administrate de Exim Bank. Avem un aviz al Consiliului Concurenței pe care trebuie să-l implementăm. O să fie gata pentru săptămâna viitoare. Domnul președinte al Consiliului Concurenței este? Nu este. Dar va fi gata pentru săptămâna viitoare. Deci e gata pentru săptămâna viitoare. Da. Hotărârea de guvern privind apelurile de proiecte pentru economia digitală. Domnul ministru Boloș. Sunt pregătite ambele hotărâri de guvern. Este o schemă pentru economie digitală destinată întreprinderilor mari și a doua hotărâre de guvern este de asemenea pentru economie digitală, care are ca beneficiari întreprinderile mici și mijlocii.
Care e cuantumul total al sumei? Cuantumul total este de 30 de milioane de euro, din care 10 milioane de euro sunt pentru întreprinderile mari, 20 de milioane de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii. Mulțumesc. Sunteți pregătiți, da? Cu hotărârea de guvern. Da, da. Bine. Hotărârea de guvern privind antreprenoriatul rural, domnul secretar de stat? Este tot din fonduri europene, pe zona întreprinderilor sociale, structurile de economie socială din mediul rural, este cuprins în programul de relansare economică. Valoarea este de 200 de milioane de euro, în principal pentru partea de procesare, distribuție și ambalare a celor care desfășoară activități în agricultură. Mulțumesc, domnul ministru. Doamna ministru Alexandru, ordonanța de urgență privind măsurile active pentru stimularea... Noi suntem pregătiți și cu ordonanța de urgență și cu o hotărâre de guvern, în sensul în care avem ambele proiecte pregătite. E vorba despre ordonanța de urgență pentru instituirea de noi măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Ne adresăm celor care flexibilizează programul de muncă și venim în sprijinul angajaților cu acoperirea unei părți din diferența față de ceea ce acoperă angajatorul, respectiv venim cu măsuri de sprijin concrete lucrate împreună cu Ministerul Agriculturii și cu Ministerul Economiei pentru sezonieri, pentru cei care lucrează cu contracte individuale de muncă pe durată determinată în câteva domenii cheie și ne adresăm deopotrivă zilierilor, celor care lucrează în agricultură, în Horeca, în turism, cu măsuri de sprijin adaptate activității acestora. Adițional, o să vă propun să discutăm mai departe despre propunerea pe care Ministerul Muncii vă adresează de a sprijini pe cei care lucrează în telemuncă, de a sprijini angajatorii. Sigur, să discutăm, putem o discuție separată, da? Eu voi face o prima prezentare, urmând să evaluăm impactul. Doamna ministru, am rugămintea să comunicați cu domnul ministru Boloș privitor la finanțarea din programul SURE, la fel Ministerul Sănătății și toate celelalte ministere care au discuții separate la nivelul Comisiei Europene, pentru că noi trebuie să generăm anvelopa sumelor pe care suntem pregătiți să le absorbim din sumele din programul SURE cât mai aproape de nivelul finanțării posibile. Deocamdată trebuie coordonate măsurile, pentru că așa cum sunt transmise disponibilitățile, solicitările, nu putem încă absorbi suma în integralitatea sa. Da? Sigur, suntem în coordonarea atât a colegilor de la Ministerul Fondurilor Europene, cât și a colegilor de la Ministerul Finanțelor Publice, cu care pentru tocmai că aici am verificat. Toate măsurile posibile pe care le avem, se pot măsurile sprijini. Active și pot fi finanțate din programul SURE, adică din fondurile europene, noi să facem solicitarea pentru decontarea sumelor respective, astfel încât să poată să stabilească Comisia plafonul de solicitări de finanțare de care avem nevoie, care, repet, trebuie să fie cât mai apropiat de plafonul de aproape 5 miliarde de euro pe care îl avem disponibil. Și am și făcut împreună cu domnul secretar de stat Burduja, am completat informațiile cu privire la ultimele plăți efectuate. Este în interesul nostru să prezentăm toate cheltuielile angajate în vederea decontării de la Comisie prin SURE. Domnul ministru Câțu, ordonanța de urgență privind programul Noua Casă. Este în avizare la Consiliul Legislativ. Deci nu avem încă avizul Consiliului Legislativ, dar rugămintea mea e să solicitați până la ședința următoare să, ne-am solicitat cât mai rapid, să ne fie acordat avizul Consiliului Legislativ și CES. Nu uitați că e... Ambele, dar CES-ul a fost... Da? Domnul ministru Popescu, memorandumul... Da, domnul prim-ministru... ...privitor la schema de compensare, făcută prin oficiul de compensare... V-aș ruga să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a unui memorandum cu privire la dezvoltarea sistemului de compensare datorii și creanțe ale persoanelor juridice prin sistemul informatic de compensare SIC, gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni. Este vorba de mărirea
a schemei de compensare prin introducerea inclusiv a companiilor, a tuturor companiilor publice deținute de toate autoritățile publice, centrale sau locale și de către compensarea inclusiv cu bugetele, cu bugetul de stat și cu bugetele locale. Deci aici este foarte important și atrag atenția tuturor ministrilor care au companii, că toate companiile care sunt în administrare, în coordonarea, în subordinea ministerelor, să intre în acest sistem de compensare. Ministerul Transporturilor, da? Repet, și Ministerul Finanțelor. Toate companiile trebuie să intre în acest sistem de compensare, pentru că e un sistem de compensare care permite reducerea arieratelor. Elimina anumite blocaje care există pe fluxurile financiare. Aici, sigur, Ministerul Finanțelor, ANAF-ul, trebuie să fie implicat în toate astea și compensările se facă buget de stat, bugete locale, contribuții pentru bugetul de pensii, bugetul de asigurări de sănătate, astfel încât să reducem arieratele și blocajele financiare. Mai aveam, domnul ministru Boloș, ordonanța de urgență privind tichetele de masă caldă pentru persoanele în vârstă? Da, este pe ordinea de zi. Avem în vedere persoanele în vârstă de peste 75 de ani cu pensia până în 704 lei, pensia socială, urmează să beneficieze de acest tichet de masă pe suport electronic în valoare de 180 de lei pe lună. Finanțarea este din fonduri europene, programul operațional... Câți beneficiari sunt prevăzuți? 300 de mii. 300 de mii. E o condiție legată de venit... Condiția este impusă prin programul operațional și fondul european de susținere a persoanelor dezavantajate. Noi încercăm prin negocierea cu Comisia ca această măsură să continue și în perioada următoare de programare, iar dacă fondurile reușim să le negociem și să le suplimentăm, vom propune împreună cu Ministerul Muncii, căreia îi mulțumim pentru colaborare, scăderea vârstei astfel încât să avem în vedere cât mai mulți beneficiari. O categorie mai largă de persoane care... Bine, mulțumesc. Domnul ministru Vela, la mulți ani de ziua Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumesc pentru placheta pe care mi-ați acordat-o. Împreună cu domnul ministru Ștefan, despăgubirile pentru inundații. Ce da, domnule prim-ministru, vă rugăm să acceptați astăzi să introducem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de guvern, prin care propune o alocare a sumei de 353 de milioane de lei din fondul de rezervă de intervenție la dispoziția guvernului pentru bugetele locale din 14 județe. Vorbim de județul Alba, Argeș, Bacău, Bistrița, Tăsăud, Carăș, Severin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mureș, Maramureș, Neamț, Sălaj și Suceava. Aceste sume alocate vor sprijini 495 de OAT-uri cu 2577 de obiective vom finanța. Care au fost afectate, care au fost afectate în acest an de inundații și alte calamități. În regulă. Și mai avem aici, domnul ministru Vela, solicitați prefecțiilor și comisiilor de evaluare să accelereze procedurile astfel încât să putem să alocăm banii cât mai repede pentru efectuarea reparațiilor și pentru despăgubirile necesare. Bine. Mulțumesc, mass media. Dacă îmi permiteți. Pe ordinea de suplimentare mai. Înainte de ordine. Am vrut să...